Ei, eu salut, eu sunt Sherry și mai țineți minte vremea aia de pe internet când era o chestie să faci Draw My Life? Cred că Draw My Life e cumva cel mai frumos și simpatic și inofensiv trend de când a existat internetul și YouTube-ul. Orice YouTuber la un moment dat a făcut un Draw My Life în care a arătat cum a fost parcursul vieții lui până la momentul la care l-a făcut. Ei bine, eu am făcut două Draw My Life-uri și astăzi vreau să reacționăm la amândouă. Am făcut unul în 2013, când aveam 12 ani și doar ce m-a apucasem de vlog. După care am mai făcut unul în 2019, când deja lucrurile mergeau foarte bine, eram cu Five Gang-ul, cu tot ce se întâmpla atunci în 2019 și aveam 18 ani. Deci unul la 12, unul la 18 ani. Și astăzi vreau să reacționez la amândouă, să văd ce s-a schimbat în această perioadă, să văd dacă mi-am schimbat cumva poveștile, dacă am băgat un pic de la mine în poveștile alea și de asemenea să vedem din 2019, de la ultimul Draw My Life până în prezent, dacă s-a mai schimbat ceva. Bine, cu siguranță s-a mai schimbat ceva. Hai să nu mai tragem de timp și să intrăm în primul Draw My Life de când aveam 12 ani. Are 1,1 milioane și cel de acum 3 ani 2,3 milioane de vizualizări. E bun? Hai să începem cu primul. Nu, eu scriu Draw My Life. Deci, ca să înțelegeți, creier de antreprenor, da? Deci creier de la 13 ani. Mi-am dat seama că eu nu eram în stare să desenez, așa că am fost la două prietene de ale mele acasă și au desenat ieri pentru mine Draw My Life. Deci, practic, din start n-am respectat conceptul clipului că trebuie să-ți desenezi tu viața. Le-am pus poere, știți? Eu stăteam așa pe un scaun și ziceam așa, desenează așa, după aia așa. Creier, mă, nu dai cu mine. Eu scriu Draw My Life. Și scoate zi pe ciocolitariu. Lasă-l aici, că-i place. Hai, stai. Ce voce aveam, bă, incredibil. Ia vedeți intro ce aveam atunci. Făcut de mine, băi, nu template sau astea. Făcut de mine în After Effects. Uite, eu sunt Sherry și astăzi o să fac Draw My Life. Așa că dacă te doare undeva de viața mea, apasă butonul de back și vezi-ți de treburile tale. Vezi-ți de treburile tale, măi. Hate-a-e. De ce hate-a-ești? Vezi-ți de tebuie tare, nu Sherry, vreau să rămân pe video, vreau să-mi spui cum a fost viața ta. Deci cum au desenat fetele astea, seamănă așa un pic cu Hitler, așa, vedeți? Dar de fapt nu, aia nu e o mustață, ia-ți dinți, mă, ia-ți doi dinți, cum ar veni? Pare că e o mustață, dar nu e. Să începem, ia uite, vedeți cum desenau fetele, altceva, ia uite. Mamă, dar am mișcat camera aia așa să moară măsa dacă n-am mișcat-o, ne-a luat-o dracu. M-am născut pe 28 februarie în creierul va singur la părinți. Maica mea mi-a spus că atunci când era mică am căzut în cap de pe canapea și asta poate justifică niște lucruri. Sigur justifică niște lucruri. Sigur, sigur de acolo e. De mic calculatorul mi s-a părut cea mai tare chestie care aveam atunci în casă. Cea mai tare chestie care o aveam atunci în casă. Craiova Power, înțelegeți ce zic? Doar fraierii spun pe care, șmecherii zic, e cea mai tare chestie care o am în casă. Așa vorbești șmecherii la Craiova, n-aveți de unde să știți, n-aveți, nu sunteți șmecheri. Când am crescut puțin mai mare am devenit pasionat de roboți, vorbeam o permanență cu vorul meu și aveam o grămadă de idei pe care... Bă, eu de obicei sar peste detaliul ăsta, dar vedeți voi că la 12 ani ai o memorie, gen, îți aduce aminte ce făceai cu 6 ani. Când eram mic, îmi plăcea foarte mult robotica. Țin minte că era un site, se numea Society of Robots, sau nu mai știu cum, era un site care făcea tot felul de tutoriale pentru microchipuri, pentru chestii de genul ăsta și avea un articol How to build a $50 robot. Society of Robots. Mult timp în copilăria mea mi-am dorit să fac robotul ăsta. Nu e un robot. Chestia asta mi-am dorit să o construiesc pentru 2 ani în viața mea, How to make the $50 robot. Și am cumpărat pistoli de lipit, placă de circuite. Deci vedeți cum arată robotul ăsta de aici? Să moară măsa dacă încerc să treci cu el la aeroport. O să închizi aeroportul, o să zic că e bombă. Uitați-vă un pic cum arată mizeria asta. Dar eu chiar asta încercam să fac. Vedeți că avea cartonul ăla pe post de roți așa și chestia era albastră din față. Erau senzori de lumină ca să detecteze când se apropie de un obstacol și să-l evite. Aveam o grămadă de idei pe care până la urmă nici dracu nu le-am mai pus în practică. Vorul s-a mutat la Timișoara și a stat acolo cam până pe la 10 ani. Pasiunea pentru roboți a dus la pasiunea pentru electricitate, fizică, circuite și alte chestii. Îmi aduc aminte că după Crăciun luam instalațiile și le duceam la țară și împreună cu Vlad. Făceam căsuțe pentru pisici pe care le iluminam cu instalații de Crăciun. Chiar făceam asta, nici nu mai știu. E posibil să fi făcut asta o dată de două ori. Vlad, de care zic eu, e vorul meu și mergeam des pe la țară și probabil că la un moment dat, adică nu sunt sigur, dar e posibil la un moment dat să fi făcut treaba asta. Ne plăcea nebunie să construim chestii și eram foarte, foarte creativi. Ce deștepți eram, bă, noi eram deștepți, domne. În fine, toată nebunia asta am avut și prima zi de grădiniță, care nu a decurs tocmai bine. Stai, ce? Abia acum am avut prima zi de grădiniță? Nu, trecuse, stați un pic că povestea e. Adică nu vă gândiți că făceam roboți la 3 ani. Nu știu la ce vârstă te duci la grădiniță, dar nu știu dacă am spus povestea cu prima mea zi de grădiniță. Doamna educatoară avea ochi albastre. Da, eu am zis-o. Cu mami, iar educatoarea tot îmi zicea că nu se întâmplă nimic. Și atunci eu, supărat, habar n-am de unde învăță să-mi iau tâmpenii ăștia, i-am zis... Da, chiar i-am zis la educatoare, deci povestea este asta adevărată, i-am zis educatoarei în prima zi de grădiniță, i-am zis fusta mătii, pentru că
ca să înțelegeți de ce. Mi-era foarte frică să rămân singur. Știți cum e orice copil în prima zi de grădiniță, are frica asta de a fi abandonat de părinți, să nu fie abandonat, lăsat acolo. Și eu învățasem câteva înjurături, auzisem niște piese cu înjurături de la Paraziți, ceva când eram mic. La mine în casă nu se vorbea neapărat urât, dar na, se mai scăpa câte o p***. Tot asta mai auzeam și eu, da, ce vorbeau ai mei. Și înarmat cu aceste cunoștințe de vulgarități, când am văzut că educatoarea aia tot încerca să mă tragă de lângă mama și avea și o fustă așa albastră, turcoaz, foarte strident așa, și am zis așa, m-am uitat aia și am zis: fusta mătii! Vă dați seama, săraca mama, cred că a intrat 2 metri în pământ. Îți dai seama că se uită la tine educatoarea, e gen: doamnă, dumneavoastră ați fost până acum responsabilă, singura responsabilă cu creșterea acestui copil. Ce l-ați învățat, doamnă, să spună? În fine, nu mi-aduc mai cu aminte de la grăniță, dar știu că eu am cam cel mai năzgrăvan din clasă. Mereu mă certam, mereu mă băteam cu copiii. Pumnii mei minte nu are, băi. Nu am fost bombardier, nu am bătaie, adică nu dădeam, încasam. Mai pe la 5-6 ani, tăi, mi-a cumpărat un MP3 player pe care l-am pus cam toate melodiile de la Paraziți și Biurgi Mafia. Adevărat, da, deci mi-a cumpărat un MP3 player, dar nu mai știu dacă eu le-am pus sau el le-a pus, dar țin minte că aveam două albume. Aveam un album de la Paraziții și un album de la Biurgi Mafia. De la Paraziții aveam albumul Slalom printre cretini, deci aia cu facem slalom printre cretini zi de zi. Ceea ce n-am, un album reprezentativ, cumva. Deci era albumul de la Paraziții și de la Mafia aveam tot așa un album, nu mai știu, Viața Noastră sau ceva album de la Mafia. Și ascultam la căști și mergeam efectiv la grădiniță, dar deja aici eram în grupa pregătitoare, în ceva un pic mai sus. Mergeam la grădiniță cu MP3 ori în căști și ascultam așa, pe la 6-7 ani, Paraziții și Mafia. Deci eram diriu când eram mic. Amuzant este că 14 ani mai târziu am cântat pe aceeași scenă cu Biurgi Mafia după Biurgi Mafia. Deci a ieșit Biurgi Mafia și am intrat eu să cânt. Fabulos. Aș fi fost extrem de aproape să-mi construiesc primul robot. Adică mă rog, să-l pun pe tecnul să construiască. Aveam pistol de lipit, circuite, tutoriale și bla bla bla. Aș fi fost foarte aproape dacă într-o bună zi nu mi-ar fi venit mie pe scăfărie să-l întreb asta pe tati. Cum se face să se schimbe camera la TV? Și el nu a știut. Probabil că mulți dintre voi deja știu asta. De aici a pornit toată pasiunea mea pentru filmat, editat, pentru vloguri, pentru tot ce fac acum. De la faptul că mă uitam la televizor, în platourile astea de televiziune unde se făceau show-uri, și mă uitam și eu nu înțelegeam efectiv cum se face acest montaj live în care se schimbă de pe o cameră pe altă cameră în timp real. Și nu puteam să înțeleg, bă, ăștia câte camere au, cum au construit tot platoul ăsta, cum face să se schimbe imaginea, cum se transmite imaginea aia după aia către mine, adică mi se părea ceva science fiction, nu puteam să înțeleg și de acolo cumva a pornit toată pasiunea asta, nu înțelegeam și nici tata n-a știut să-mi explice și eram gen, bă, nu se poate, e magie ce se întâmplă aici, mi se părea efectiv că este magie curată. Vreau să-mi fac propriile emisiuni, să editez, să chestii. Într-o zi am descoperit Windows Movie Maker, după aceea un alt program. I-am convins pe ei să-mi iau o cameră. În 2010 mi-am luat eu una HD, care e camera cu care filmez și azi. Mi-am luat eu. Bă, de fapt, vezi că am zis mi-am luat eu și de fapt nu mi-am luat eu practic, dar e posibil să mi-o fi luat-o eu, pentru că ce se întâmplă atunci, cum am dat eu efectiv de primii bani în viață înainte să fac pe bune primii bani în YouTube, ai mei mă trimitau la tot felul de concursuri școlare și la un moment dat mă plictiseam, adică ok, 1-2, dar m-am plictisit, m-au trimis la multe concursuri de matematică și atunci ai mei și cu bunica mi-au văzut că nu prea voiam eu să mă mai duc și a venit bunica mea cu o propunere de la afacere. A zis: domnule, la fiecare concurs la care iei peste 95 de puncte sau o chestie de genul, îți dau 100 de lei pentru fiecare concurs unde iei notă mare. Și atunci am strâns vreo 1000 de lei în timp, efectiv, pentru că tot luam note mari la concursuri. Cred că bunica mea după aia a regretat, cred că a zis: bă, hai, îți dau 100 de lei, dar după aia eu chiar m-am ținut de treabă și chiar am strâns niște bani. Și e posibil să-mi fi luat camera aia din banii mei sau nu, când aveam vreo 10 ani, sincer vă zic, nu mai știu exact. Mă rog, mama, cu toate astea și-am mutat să menționez că a început școala. Pușcărie, ați văzut cum am scris pe școală. Deci trebuie să înțelegeți, eu când am făcut videoclipul ăsta, eram clasa a 5-a, ca să înțelegeți un pic situația. În clasa 1 eram ca grădiniță bătăuș. Morți tăi, cu un singur i. Bine, de fapt, cred că au scris fetele, cred că fetele au fost agramate, n-am fost eu. Însă aveam numai calificative FB. Dar aveam numai FB-uri, da? Deci să țineți minte. Băi, eu cumva în școală am fost mereu tipul ăsta care... Pe de o parte, cumva era pus la colț de către profesor pentru că eram mai bătăuș, mai năzdrăvan, mai tupeist. Dar pe de altă parte nu prea aveau ce să-mi facă că eram și bun la carte, eram bun la învățătură, că altfel îmi luam omor acasă de la părinți. Și atunci învățam bine, dar eram tupeist, eram așa, știi, era un mix din ăsta. În următoarele clase m-am dus pe la concursuri, am făcut multe medalii, ce să mai eram cel mai bun în clasă și unul de cel mai bun din școală. Am fost de două ori olimpic județean la matematică, de două ori olimpic județean, așa că...
Vă rog eu, mult, puțin respect aici. Pe tot mi-am dezvoltat și simțul umorului. Da, nu. Asta nu. Asta cu dezvoltarea simțul umorului, nu. Deci nivelul meu de umor și atunci așa cum a rămas același. Vedeți cum zice și aici. Știi bancul cu aia, știi bancul cu bascura. Ăla e umorul meu. Umorul meu a rămas la nivelul de bancul cu bascura. Târ, știți voi. De când eram mic, copiii îmi ziceau pe numele de familie. Și era rău. Colegii de clasă nu au făcut excepție, dar după ceva timp au modificat numele meu de familie și m-au proiectit astfel. Sherry. Sherry. Ați văzut cum am zis-o așa cu efect emoțional, așa, Sherry. Deci, da, porecla mea, acest nume, Sherry, mi l-au dat colegii de clasă, în clasa întâi, pentru că ce se întâmpla, noi ne jucam fotbal cu sticla în pauze, știți, fotbalul cu sticla. Poate voi ați fost la o școală care avea minge, nu știu, habar n-am, noi n-aveam minge în pauze și ne jucam cu o sticlă goară, fotbal. Și la mine, de fiecare dată când ajungea sticla, eu o pierdeam, adică am fost foarte praf la fotbal. Și atunci, la început, colegii strigau, Șeraru, pasează, Șeraru, ai două la mine. Și Șeraru, fiind un nume mai lung, se pierdea mingea până când ajungeam să o pasez și atunci ei, Sherry, pasează o tată, Sherry, dă-o încoace. Și de acolo a venit numele Sherry, efectiv, era cât de prost eram la fotbal și trebuia să găsească un nume mai scurt că se pierdea mingea și ajungea la adversari. Revenim, prin 2010, deși mă asemănă o cameră, formatul HD nu era suportat pe PC-ul părinților mei. Bă, chiar țin minte și acum, mi-am luat o cameră HD, dar PC-ul ăla nu dădea play la videoclipuri, nu puteam să revăd, era oribil. Mergeau cu rag, efectiv, videoclipurile HD 1080p, rag. Și acum am axat pe altceva, programarea. Aha, învățasem să-mi fac propriile programe. Asta a rezultat în prima mea apariție pe internet, site-ul selfsoftware.weebly.com. Exact, învățasem într-adevăr să programez. Aveam o carte, mi-a cumpărat cineva o carte, Visual Basic for Dummies, Visual Basic pentru idioți. Efectiv, gen carte de aia de începători, de cum înveți să programezi. Și era limbajul ăsta Visual Basic. Și într-adevăr, mi-am făcut un site cu aplicații, cu programele dezvoltate de mine, care erau niște chestii elementare. Dar site-ul încă există, se numește selfsoftware.weebly.com. Cred că zic și în două mai live de ăsta, ia. selfsoftware.weebly.com. Se de la Seraru, apropo. Încă mai există. Deci aici ziceam că încă mai există, dar site-ul încă mai există. Ăsta este site-ul, Ser Software. După cum vedeți, ăsta CEO aici. Și scrie, Ser Software, Andrei Șeraru's Applications, Programming at 10 years. At 10 years, nu că 10 ani de experiență, 10 ani de viață aveam eu atunci când făceam asta. De fapt, ia stați-vă, dacă tot am site-ul ăsta și oricum acum o să intrați, sper, după ce vedeți video-ul ăsta, ia să pun eu Academia de Vlogging aici, mă, pe Ser Software, că poate cine știe, se mai face pe vânzare și de aici. Da, poza asta e top, e gen, sunt eu așa în soare. Eu încercam, știți de ce e poza așa? Eu încercam să am un fundar alb în poză. Și când n-ai bani de fundar alb, faci poză cu soare în spate, știi? Și cum ar veni, cred că eu m-am gândit că o să fie fundar alb și după aia o să continue cu textul ăsta pe fundar alb, dar n-a funcționat așa, aparent. Dacă nu aveți nimic de făcut, dați-mi un check. Până la urmă tot simțeam nevoia să editez, așa că mi-am cumpărat un PC nou pe care puteam să vă filme HD. Care puteam să vă filme HD, ați auzit? La vremea aia, alții se uitau la filme porno, eu mă uitam la filme HD, că aveam treabă de făcut, da? Vă rog eu frumos. Însă de îndată ce mi-a luat, s-a dus dracu și pasiunea pentru programare și pasiunea pentru filmat. Intrasem în lumea jocului lor video. Da, mă, da, așa se întâmplă, vezi, mai bine cu PC-ul era prost, pentru că mi-am luat un PC mai bun, într-adevăr, țin minte, aveam vreo 10 ani și am început să mă joc după aia, n-am mai stat să editez, să fac chestii, încă nu știam de vlog atunci, nu exista conceptul ăsta de vlog. Eu filmam, efectiv, mă filmam pe mine mergând în vacanțe cu ai mei diferite chestii și după aia reeditam în Windows Movie Maker. Și după aia, la PC-ul ăsta nou, mergeau jocuri mai bine pe el și atunci am continuat să mă joc. Mă jucam o grămadă. Cam asta ar fi fost tot ce am făcut eu în 2011. Dacă, pe finalul anului, nu aș fi descoperit Adobe After Effects și nu aș fi învățat să fac diverse efecte în el. Sigur, dacă m-aș uita la primele mele încercări, arăta ca dracu, dar totuși descoperisem programul și știam de ce este capabil. Da, Adobe After Effects. Așa am început eu să fac tot ceea ce fac astăzi. Programul ăsta pe care astăzi nu-l folosesc, adică nu meditez vloguri în After Effects. E un program de făcut efecte speciale. Spre exemplu, uite, genericul ăsta la muncă, ăsta e făcut în After Effects. Dar vlogul ăsta, spre exemplu, nu e editat în After Effects. Nu e un program de editare, e un program de compositing, se numește, de efecte speciale, de visual effects, chestii de genul ăsta. Dar eu așa am început, cu After Effects, nu cu Premiere, nu cu programul de editare. În februarie 2012, la 3 zile după ce de chiar așa postat primul vlog, nu știi nimic de ea, m-am apucat și eu de ceva tentativă de a mă filma cu maxim 100 de vizualizări. Maxim 100 de vizualizări, ce? Erau multe. M-am apucat să fac un fel de rip-off de la Doza de Hash, dacă știți Doza de Hash, dacă mai ține cineva minte perioada aia în care Mikey Hash făcea un content la care să te poți uita, da, Doza de Hash se numea și eu aveam o chestie care, cum ai venit, am văzut eu că Doza de Hash se postează în fiecare vineri și am zis eu să fac o chestie să se posteze în fiecare luni și am numit-o Comedia de luni. Deci comedia de luni, că râdeam de p***.
pe noi toți la Comedia de Luni, ce să vă spun, că era comedie, adică eu într-adevăr eram micuțul, cel puțin pe comedie, și uite așa arăta Comedia de Luni. Asta, deci astea sunt înainte de vloguri, deci înainte să fac vloguri. Cred că mulți dintre puținii mei vizitatori au constatat că în ultimul timp am lăsat site-ul, să zicem așa, în băltoacă. Site-ul, vedeți că zic de un site, site-ul fiindcă la vremea aia aveam un blog. Deci eu cum ai venit nu m-am apucat de vlog direct pe YouTube. Eu aveam un blog și pe blogul ăla eram clasa a patra și scriam ce făceam eu pe la școală. Gen, dacă mă băteam cu un coleg în pauză, scriam. Și astăzi m-a enervat foarte tare colegul ăla cu care m-am bătut și făceam un articol pe blog despre asta. Să-i dăm cancer. Ați înțeles cu mine a început asta cu cancerul. Eu dădeam în gât, știți, pe blog frumos. Scriam. Și după aia am zis, bă, să-mi fac și video. Adică pe blog să postez și articole video cum ar veni. Și le dădeam embed din YouTube, le puneam pe blog. Și așa arăta. Ia vedeți, efect, nu vă jară. Deci asta era Comedia de Unde, care ziceam. Până în octombrie a început nemunia cu Gangnam Style. Toată lumea începea să cânte Radu Style, Alex Style, David Style, Sherry Style. Sherry Style, sunteți nebuni? Cine mai ține minte, mă, Sherry Style? A fost repostat după mult timp, gen, eu am repostat, ca să vedeți voi, prin 2017-18, ceva de gen, nu mai știu, dar Sherry Style-ul adevărat era din 2013, deci pe vremea când se făceau parodii cu Gangnam Style și toată lumea făcea parodie în Minecraft cu Gangnam Style, parodie, țineți minte perioada aia în care Gangnam Style a fost primul videoclip de pe YouTube care a depășit un miliard de vizualizări la vremea aia. În fine, în vacanța de iarnă, stăteam cu prietenii pe Skype și mă jucam CS, când mi-a venit mie așa să pun a doua oară camera pe trepied și să mă filmez. Așa mi-am pus eu pe 21 decembrie primul vlog pe YouTube. După aia încă un vlog. Răspunsesem colegilor mei să uite pe Skype, dar în afară de ei nu prea mai știa nimeni de mine. Pe parcurs au spus și prietenilor, dar tot nu făceam mai mult de 100 views la un vlog pe săptămână. Asta până când pe 2 februarie, stând pe tabletă, m-am gândit să mă prostez puțin să scriu niște versuri pentru o parodie Gangnam Style. În perioada eram foarte stresată. Mamă, ce stresat erai, Sherry! Pă, câtă treabă aveai! Erai stresat rău de tot. Ia, stai, mai zi-mi o dată, Sherry, de ce erai tu stresat? Participam la două olimpiade de la să fiu mai devreme la școală, să stau peste program, să filmez pentru Sherry Style, să mă simt și de vlogurile mele obișnuite. Da, nu știu, nu-mi dau seama dacă era chiar așa stresant sau nu, deși olimpiadele alea erau grele, e drept, că să participi și la olimpiada de română și la olimpiada de mate e greu, adică e nașpa, nu e ceva fun. Dar vedeți cum ziceam eu, domne, trebuia să mă țin și de vlogurile mele, să filmez și pentru Sherry Style. Aveam responsabilități. Cumva m-a ajutat gândirea asta, știi, de a mă simți cumva responsabil și bă, vreau să fac asta, vreau să fac asta și e bine să te și stresezi. Adică dacă nu mă stresam deloc toată viața, clar n-ajungeam aici, știi? A zis unul o vorbă mare la un moment dat: if you worry, you don't have to worry, but if you don't worry, you do have to worry. Deci da, Ray Dalio, mare șmecher. Și pe 28 martie am aprobat Sherry Style, care într-adevăr avea multe dislike-uri și comentarii negative, însă așa cum am spus eu în episodul cu hater, peste tot la petreceri sau în alte părți, toată lumea dansa pe ea. Toată lumea dansa, era, ce-i drept, era un hit internațional deja Sherry Style. Nu, dar chiar se punea când aveam gen banchet de sfârșit de clasa 5-a sau evenimente de genul, la un moment dat cineva punea piesa aia Sherry Style, cumva toată clasa mea o știa, dar nu, adică doar clasa mea o știa, adică doar oamenii care știau care-i faza, nu știau alți oameni de ea. Țin minte când am lansat Sherry Style, era chiar lucrasem gen vreo lună la el, nu se uita nimeni și dădeam refresh, nu știu dacă mai țineți voi minte atunci, dar se blocau vizualizările la 300 de vizualizări. La 301 vizualizări mai exact, se blocau. Și eu, cum ai venit, mi-am luat un autoclicker. Țin minte și acum unul care îți dă click automat pe refresh și dădea autoclick să facă 301 de vizualizări. Și după aia a doua zi m-am dus la școală să mă rau și i-am zis, uite bă, a făcut 301 de vizualizări. Știți ce înseamnă asta? Nu înseamnă că sunt mult mai multe, că s-au blocat la 301, dar de fapt erau 301 făcute de mine. Gen, efectiv, că după aia nu mai merge să faci așa. După 301 nu mai mergea tot așa să-ți dea refresh, să se pună vizualizări. Dar până în 301 atunci pe YouTube puteai efectiv să dai refresh, refresh, refresh. Și ți-a adăugat câte o vizualizare. Și m-am uitat la colegii mei cu treaba asta. Ia uite, vedeți, înseamnă că dacă are 301, probabil sunt câteva mii deja de vizualizări, dar nu s-a actualizat. Când s-a actualizat erau 312. În fine, viața mea a continuat. Am murit la 69 de ani, diagnosticat cu sindromul Tourette. Stai, încă nu s-a întâmplat asta. Senzațional. Bun. Deci acesta a fost un Draw My Life din 2013. Aveam 12 ani, am postat acest videoclip pe 5 septembrie 2013. Acum, cât încă țineți minte ce am zis eu aici, hai să vedem Draw My Life-ul făcut în 2019. Ăsta deja a început mai bine. În primul rând e tot ecranul alb, nu mai e o foaie și un pix, e un whiteboard aici, deci deja premium. Aici trebuie să înțelegeți, deci aici când am făcut videoclipul ăsta, eu deja aveam 2 milioane de abonați, deja făceam ceva bani, deja cunoșteam mulți oameni, deja aveam 5 Gang, deja lansasem SOS și lansasem și Story și lansasem și Focuri, adică deja treaba mergea foarte bine pentru mine și de-abia făcusem 18 ani. Când am
lansat ăsta. Salut, eu sunt Sherry și momentul ăsta a venit în sfârșit. Am făcut 18 ani. Bă, nu știu cât a trecut timpul în ultimii ani, dar cert este că sunt fericit. Am reușit să fac super multe lucruri până la vârsta asta, am strâns aproape 2 milioane de abonați. Ok, aproape 2 milioane, dar ați înțeles, aveam 1.980.000, adică eram acolo. Prieteni minunați în jurul meu, cu câțiva dintre ei formez o gașcă care a rupt internetul în două și avem un show sold out la arenele romane. Și încă unul, în aceeași zi. Atunci încă nu făcusem show-urile de la arenele romane. Știți voi, când am spart noi orice record de la arenele romane, am vândut cele mai multe bilete în cel mai scurt timp pentru oricine care a cântat vreodată la arenele romane. Și am vândut atât de multe bilete încât am mai făcut în aceea zi încă un show la arenele romane. Am făcut două show-uri într-o zi. A fost nebunie ce a fost acolo. Hai să vedem cum s-a ajuns aici. De asemenea, nu știu să desenez, deci s-ar putea ca video-ul ăsta să fie un dezastru. Dar măcar desenez eu de data asta, nu mai desenează cineva. M-am născut pe 28 februarie 2001 în Craiova. Ai mei n-au avut mulți bani, mama e profesoară, iar tata e inginer civic, dar mi-a oferit ceva mai important, timpul lor. Au petrecut mult timp cu mine când eram mic, ne jucam, ne plimbam prin parc și așa mai departe. Fun fact, nu m-am uitat niciodată la desene, niciun desen, nu știu, nu eram interesat de chestia asta. Asta e 100% adevărat. Eu n-am văzut Scooby-Doo, n-am văzut Ben 10, n-am văzut Copiii de la 402, niciun desen. Deci chiar nu știu niciun desen animat. Așa că dacă faceți o glumă cu Scooby-Doo sau ceva, să nu vă uitați ciudat la mine că nu râd la gluma aia, dar efectiv nu prind referințele. Făceam și meditații la engleză și odată ce știi engleză, internetul devine mult, mult mai fascinant. Tot profa de engleză mi-a zis de site-ul ăsta YouTube la ore de meditații. Asta e 100% adevărat. Foarte ironic cumva, a fost nevoie de o persoană super în vârstă care să-mi spună că există acest site YouTube de care eu habar nu aveam. Făceam meditații la engleză cu o doamnă care ne era prietenă de familie. Ea mi-a spus la un moment dat, această doamnă, știi că ziceai tu că îți place să filmezi, uite site-ul ăsta YouTube, ai căutat vreodată YouTube? Și eu nu știam despre ce vorbea și m-am dus acasă și am căutat. Doamna Tobă o chema și încă trăiește și dacă vede asta vreau să-i mulțumesc din suflet pentru că mi-a schimbat viața la propriu. Adică dacă aflam mai târziu de YouTube, nu știu dacă lucrurile ar fi stat exact la fel și probabil că n-aș fi ajuns unde sunt azi. Așa că doamna Tobă, jos pălăria, vă mulțumesc. Ați fost cea mai tare profă de engleză posibilă. Dacă nu erați dumneavoastră, nu știam nici ce era YouTube, nici nu știam engleză. Bine, și acum mai am anumite lacune, dar... The Shazlongs, eram vlogger fără să știu ce înseamnă vlogging, probabil înainte să se inventeze termenul de vlogging. Corect, deci povestea nu s-a schimbat, ați înțeles. Deci, practic, eu aveam camera, făceam aceste filmări, dar YouTube încă nu exista la nivel de creator individual. Adică ce se posta atunci prin 2008-2009 pe YouTube, în România nu exista niciun creator și se postau numai chestii de-astea, compilații cu oameni căzând, chestii de-astea amuzante, videouri filmate acasă. În state erau câțiva creatori, erau Smosh, Ryan Higa, Ray William Johnson, erau ăia primii, cei mai de la început cumva. Prin 2011 în România au început să apară creatorii de conținut video. Primii și cei mai buni, Creative Monkeys. Oamenii sunt pionierii videoului pe online românesc. Inițial creativemonkeys.com era un site de tutoriale Photoshop, Premiere Pro și așa mai departe. La un moment dat a venit ideea unui serial animat, primul din România. Da, bă, și eu n-aveți idee cum am învățat eu Premiere Pro. Deci eu am învățat să editez chestiile de bază, mă, nu chestiile sofisticate. Din tutorialele pe care le aveau acești oameni pe site-ul lor, pe creativemonkeys.com, aveau tutoriale de Premiere, de After Effects și așa mai departe. Mulți nu cred că știu asta nici până ziua de azi despre cei de la Creative Monkeys, care știți că încă sunt foarte mari și acum se ocupă mai mult cu partea asta de stream-uri, dar fac în continuare și animații cu roboți. E, inițial creativemonkeys.com a fost un site de tutoriale, n-a fost un site de divertisment. Nu făceau seria roboți, oamenii făceau tutoriale în limba română de Photoshop, After Effects și Premiere Pro. De fapt, erau, cred că la vremea aia, singurele tutoriale în limba română pe care le puteai găsi pentru aceste programe. Și ei abia după aia s-au apucat să facă roboți și așa mai departe. Oricum, jos părăria lui Codin și Ramo de la Creative Monkeys, că eu chiar am învățat de la ei Premiere Pro, adică nu știam dacă nu erau ei. Era foarte caritativ și a devenit rapid cel mai trending lucru de pe net în perioada aia. Și de atunci au început să apară din ce în ce mai mulți creatori de content. Prima generație de YouTuberi. Eram clasa 4-a și eram probabil cel mai mare fan roboți și doza de hashtag. Bă, eram fan, frate, eram mega fan, adică mi se păreau cele mai tari chestii, adică aș fi făcut orice să pot să mă întâlnesc cu oamenii ăia, să vorbesc cu ei, eram jos părăria pentru ei, chiar eram mega, mega fan. Țin minte că vinerea venea mereu la prânz acasă de la școală, îmi luam o pungă de chipsuri, o trimiteam pe bunica în cealaltă cameră și mă uitam la nou episod din roboți, pentru că pe vremea erau săptămânare, la fel și cu doza de hash. Și mă super fascinau, frate, și am vrut să încerc și eu. Pe 5 februarie 2012, acum 7 ani, am postat primul video pe YouTube. Am încercat să fac ceva în stilul doza de hash. Am încercat. Asta, comedia de luni, asta era. Comedia de luni, ia vedeți ce grafică aveam. După cum probabil știți, săptămâna trecută a fost frig și a nins în toată țara. Of, of, of. Nu, 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 nu se taie asta, nu se taie.
Kiwi, papagalul meu. Deci eu, cum ar veni în mintea mea, aveam mai mulți oameni care lucrau pentru mine și le ziceam, bă, nu, nu se taie asta, nu se taie, dar cine dracu s-o taie, că tot eu editam. Nu se taie, să nu tăiați asta, da, vă rog eu la montaj. Da, și atunci acum aveam prieteni imaginari. Am făcut vreo 6 chestii din astea, nu știu cum le puteți numi, dar 0 vreo 6 și m-am plictisit după 6. Dar un an mai târziu m-am reapucat, între timp fenomenul crescuse, apăreau din ce în ce mai mulți vloggeri cu cât mai mulți abonați. M-am reapucat și de data asta forță. Am început să postez și m-am ținut de asta luni bune. Numerele nu prea creșteau, de-abia aveam câteva sute de abonați, dar m-am tot ținut de treabă. Și după, cea mai mare coincidență, fiți atenți, filmam Adevăr și Provocare în parc, un parc din Craiova. Bone, un youtuber destul de mare din Craiova, vreo 7000 de abonați, era foarte mult la vremea aia, filma interviuri pe stradă la mișto. Da, 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 100% reală povestea. Deci era tipul ăsta Bone, care fusese gagicul lui Tequila, fusese împreună cu Tequila și avea niște followers cumva de acolo, plus din munca lui și din ce făcea el, avea 7000 de abonați, ceea ce nu era lucru puțin pentru vremea aia. Și omul filma un videoclip în parcul Pușkin din Craiova, în care lua interviuri la oameni cu întrebări stupide, ceva chestie de genul ăsta. Eu în același timp, în același parc, filmam Adevăr și Provocare, filmam și eu tot un episod. Și m-am întâlnit cu tipul ăsta și el, cum ar veni, mi-a luat un interviu. Salut! Am găsit un... Cum te cheamă? Andrei. Cum te cheamă? Andrei. Băi, vedeți sictiul? Vedeți cât sictir aveam? Cumva și simțeam că ăștia mă iau un pic la mișto, așa un pic, știi? Mi-așa mi se părea. Și atunci eram, cum ar veni, intenționat, eram sictirit. Vreau să-ți adresez și eu câteva întrebări. Așa. Așa, hai zi. Așa, zi mă, prac. Zi mă odată să scap de tine. Așa, zi. Pe dracu, mie mi se părea cea mai tare chestie, gen. Eu mi-ascundeam sentimentele mele adevărate. Sentimentele mele adevărate erau gen, mamă, ce tare e că mă intervievează ăsta, dar dacă vă uitați la fața mea, n-aveam chef de el deloc, adică mă prefăceam foarte dur așa, știi? Din video cu Shelly Stein, îmi făcusem o idee cam cum ar fi el ca persoană. Și atunci când cineva are potențial, merită susținut. Și ce am zis în momentul respectiv? Omule, mulțumesc pentru interviu, sunt aici cu Andrei, transmitem live de la fața lor. No. Mulțumesc, omule. Ok, bine, mersi. Un cuvânt de sfârșit? Intrați pe canalul meu și dați un subscribe. Pune și voi acolo. De la promo-ul ăsta, mai mulți youtuberi mi-au lăsat comentarii la video. The Wampers, pe exemplu. Trei băieți din Craiova care aveau un canal destul de popular. Am vrut să obțin o promovare de la ei, așa că m-am gândit, de moment ce știam să fac tot felul de chestii în After Effects, să le fac un intro mișto. Exact, deci The Wampers erau iarăși alți creatori mari din Craiova și încă suntem prieteni, adică încă ne știm acum și încă vorbim. Și erau un grup de trei prieteni care aveau un canal de YouTube care avea tot așa vreo 6-7 mii de abonați. Mi-au lăsat un comentariu la video și eu, văzând acest comentariu, voiam să mă bag cumva în seamă cu ei, să mă ajut de ei pentru a crește. Și m-am gândit eu, bă, hai să le fac un intro în After Effects, că eu știam foarte bine After Effects, oamenii nu știau. Hai să le fac cum ar veni un intro mișto în schimbul unei promovări. Ei aveau deja o piesă de intro de 15 secunde făcută de un băiat. Le-am făcut intro, le-a plăcut mult, mi-au făcut o promovare pentru asta și mi-au făcut legătura cu Tequila ca să pot obține o promovare și de la ea. Super băieți. Exact. Deci ați văzut, asta a fost mișcare de creier maxim. Asta a fost game changer. Deci am făcut celor de la The Wampers un intro și cei de la The Wampers erau skateri și tot skaterii ăia era și Tequila și pe vremea era o mega modă cu skatingul și cu parkourul și se strângeau toți ăștia mai mari de vârstă, cum ai venit, de 16-17 ani, se strângeau în centru, se dea cu skate-ul și ăștia, prin, cu pasiunea asta comună cu skate-ul, se știau cu Tequila, cu Bianca Adam. Motiv pentru care eu m-am folosit de treaba asta ca să mă pună în legătură ei cu Tequila și să-mi facă fata asta o promovare mie. Tequila avea 100.000 de abonați, era șmecher rău, era cea mai mare youtuberiță fată din România. Am vorbit cu ea și mi-a spus că o promovare costă 70 de lei din banii de la bunici. Deci gen banii aia de sărbători. Am luat 70 de lei, ne-am întâlnit și am dat banii. Bă, mă jur, cei mai bine cheltuiți 70 de lei din viața mea. Facts. Cei mai bine cheltuiți 70 de lei din viața mea. Stai asta. Deci 70 de lei mănânci bine la restaurant, dar în 2013 de 70 de lei puteai să te lansezi ca vlogger. Și bine, mi-a făcut promovare pe 22 august 2013. De data asta mi-a sărit un ochi serii. Bă, nici nu mi-a zis numele corect, bă, ați văzut, mi-a zis serii. Dar ce vrei, mă? De 70 de rei câte pretenții să mai ai, sincer? Las că e bine cum a zis, nu contează, oamenii s-au abonat. Care face ceva mai mult? Și am avut un mic boom și de atunci m-am ținut de treabă. Am postat săptămânal și am început să cresc încet, încet. Mi-am făcut primii prieteni în lumea online-ului. Max,
The Wampers. E, și cum ar veni în momentul ăsta în timp, când povestesc eu asta, atunci făceam primul Draw My Life. Deci imediat după promovarea primită de la Tequila, cam în perioada aia de care povestesc eu aici, am făcut acel Draw My Life la care ne-am uitat mai devreme, ca să înțelegeți cumva care e timeline-ul. Oamenii au acceptat 500 de euro și m-am apucat de treabă. Eram incredibil de fericit că în sfârșit fac niște bani ok din treaba asta, încât am tras maxim o săptămână, mi-am sunat toți prietenii și am luat toate resursele pe care le puteam lua și am făcut un scurtmetraj de 12 minute. Știți deja povestea asta că v-am spus-o în vlogul despre bani. Vreau să iasă foarte, foarte bine și pentru vremea aia chiar a ieșit foarte bine. Le-am trimis chestia aia de care eram foarte, foarte mândru și răspunsul lor a fost: am primit de la filmulețul pe care l-ai pregătit pentru acest proiect, îți mulțumim pentru el, dar simt nevoia să reiau aici câteva detalii importante înainte de a-l publica. Onorariul despre care vorbim este unul pe care vrem să-l traducem din bani în participarea ta într-o săptămână de tabără care îți va asigura și... Deci voi vă dați seama cu ce traumă am rămas eu pe chestia asta de moment ce am povestit deja de 13.000 de ori de ea, deci na, a fost o țeapă care a rămas așa în creierul meu. Băi, vă dați seama că a fost o lecție interesantă. Era, dacă te uiți la asta, îți transmit cele mai sincere aprecieri. Era, dă-mi banii, dă bă banii, bă, era, bă, dă banii, nebuno. Era, deci încă aștept să știi că eu nu grumeam. 500 de euro, banii mei, da, am muncit pentru materialul ăla, da, dați-i aici. Și după cum vă puteți imagina, fratele vostru a fost foarte supărat și foarte dezamăgit. Eram și pe compropriu, nu aveam pe nimeni ca să mă reprezinte. Le-am zis că-mi bag picioarele, mare păcat de materialul ăla care n-a ieșit niciodată și pentru care am muncit degeaba. Bă, măcar de atunci am învățat și eu să cer contractul înainte să mă apuc de treabă. Anyway, treaba a mers înainte, am continuat să mă focusez pe YouTube, să diversific conținutul, să fac tot felul de serii și sketch-uri, să plec din ce în ce mai des la București, să cunosc mai mulți vloggeri, am făcut un scurtmetraj de Crăciun, am avut o relație foarte publică pe net, prea publică, nu. Nu. Abonații au început să crească din ce în ce mai repede și mai repede și mai repede. Eu acum încerc să grăbesc, că sigur o să mă doară mâna când trebuie să desenez toate astea, și mai repede și mai repede. În vara lui 2017 aveam vreo 700.000 de abonați și simțeam că începe să se uite din ce în ce mai multă lume la YouTube. Devenise un trend ca vloggerii să facă piese, distrecuri, așa că m-am focusat și eu mai mult pe asta și am încercat să le fac cât mai bune, să sune cât mai bine. Bă, mai țineți minte distrecul ăla lui Vrea Munteanu? Deci m-am uitat acum la el și bă, neironic vorbind, eu cântam drill înainte să existe drill oriunde în lume. Deci eu am inventat drill-ul, mă, ce aveți? Eu am inventat fără să știu un gen muzical, mă, sunteți nebuni. Deci ascultați aici și ziceți-mi mie dacă ați mai auzit voi drill înainte de 2017. Deci asta e piesă din 2017 ce vă arăt eu aici, da? Nu mai fura, calmează-te, fra, banii s-o fiu dracului, varul de ea. Sherry de groapă, sunt mereu pe treabă, nu mi niciodată. Te să te salvezi că începe deodată. Păi mă să moară numere, să scadă. Era iveară, treaba de fațadă, rimere tare, pistol cu apă. Succesul vine de la muncă, nu din așa. Bă, ăsta e drill, bă, sunteți nebuni. Caritatea doar contractere, degeaba ce să transform un canal într-o afacere. Trei tipuri de cancer. Bă, 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 drill, bă, am inventat drill-ul. Dați-mi un premiu, Grammy, vă rog eu. Știți cum zice Arino Gordon pe piesa aia cu fac mare hit cu muntenii? Frate, știi că merit un Grammy? Deci vreau și eu un Grammy, vă rog eu frumos. Tot pe atunci am început să-mi imaginez cum ar fi să ne strângem mai mulți prieteni și să ne facem o echipă, să colaborăm, să creăm content împreună. Știi senzația aia pe care o ai atunci când te uiți vara la YouTube și vezi că toți YouTuberii au mai mult timp și că pleacă unul în orașele altuia, se întâlnesc și colaborează? Eu am vrut să fie așa pe YouTube tot timpul. Cam asta a fost ideea cu 5 Gang, să pară o vară continuă pe Vai ce cliché-i sună asta. Da, să pară o vară continuă pe YouTube. Așa a început 5 Gang. M-am dus la prietenii mei de atunci, Max și Vasco, și le-am prezentat ideea. Ne-am gândit că s-ar potrivi super bine Dia și Exploit și am sunat. Li s-a părut super tare și așa a început povestea asta. Până să începem proiectul oficial, Max deja ieșise și a dat seama că nu-i plăcea așa de mult, așa că m-am gândit la înlocuitorul perfect. Gami OE! În picioare! Da, bă, Max a ieșit din proiect înainte ca proiectul să înceapă și așa a intrat Gami în proiect. Am început să filmăm vloguri în apartamente închiriate, am scos prima piesă pe care am înregistrat-o la Gami acasă și la mine în șifonier, boșilor. Și am intrat în anul 2018 unul pe trending cu un vibe de învingători. Am știut că o să fie anul nostru și împreună am început să tragem mai tare ca niciodată. Zile de filmări, ședințe, fotosesiuni de studio, nu a fost așa ușor la început. Nu prea înțelegea lumea cine suntem și ce facem, nu ne prea luau în serios, iar prin aprilie, după ce începuse să fie din ce în ce mai absent în gang, Vasco a ieșit. A fost din nou un moment foarte greu pe care a trebuit să-l depășim, mai ales că începeam să ne pierdem puțin din hype, ne mai zicea unii că stricăm generația. Am sunat atunci următorul cel mai bun și cel mai potrivit prieten pe care îl aveam și el a zis: forță, bossule, facem, cum să nu? Am băgat pe Pain și așa a rămas gang-ul în formula aia pe care lumea o știe. Era atunci Pain cu
cu Gami, cu mine, cu Dia și cu omul meu exploit, care omul meu exploit, na, din păcate ne-a părăsit, nu mai este cu noi în gang. Dar na, asta a fost totuși alegerea lui, asta e calea pe care era ales, nu, să o urmeze. Așa am făcut noi istoria atunci, informația asta. Am revenit în forță, mai pornit și mai focusat ca niciodată. Și de atunci treaba a mers ca pe roate. Am învățat că e bine să te înconjori mereu de oameni cu energie fresh. Bă, 2018, ce an nebun a fost 2018. Câte amintiri, câte nebuneri, câte cluburi, câte Jesus. Am făcut foarte multe chestii anul ăla. Și uite așa am reușit să-mi îndeplinesc fiecare vis, cu răbdare, perseverență și înconjurat de oameni mișto. Nu a fost un drum scurt sau ușor, nu ai cum să le știi pe toate din prima și am 6 ani în spate de reușite, dar și de greșeli din care am învățat. Sunt o grămadă de oameni care m-au susținut din prima și o grămadă de oameni care nu m-au înghițit, dar eu mi-am văzut de treaba mea și am știut că singurul responsabil de viața mea și de succesul meu sunt eu. Și uite că am ajuns aici. Și ăsta a fost și cele de-ale doilea Draw My Life. Da, fraților, astea au fost cele două Draw My Life-uri din viața mea. Poate peste 5-6 ani o să mai fac unul, că nu s-au schimbat atât de multe chestii încât să mai merite încă un Draw My Life. Ce s-a schimbat totuși? Păi țin minte când am făcut videoclipul ăsta, ultimul videoclip, câte persoane erau în jurul meu și cumva mi se păreau că toți sunt prieteni cu mine. Și am și zis la început aia că sunt înconjurat de atâția prieteni. Real vorbind, ești înconjurat de foarte puțini prieteni adevărați. Adică cred că odată asta s-a schimbat, că cercul meu de oameni s-a redus foarte mult și am câțiva prieteni în perioada aia și cu care am rămas prieten bun, dar în general cercul meu de prieteni s-a restrâns. Alte chestii care s-au mai întâmplat, am învățat evident mult mai multe lucruri pe parcurs și știu acum mult mai multe lucruri decât știam atunci, dar per total nu s-au schimbat atât de multe de la acel ultim Draw My Life. Și acum uitându-mă în spate, nici n-am mințit cu nimic în el, adică povestea așa e, cum am zis-o eu. Acestea fiind spuse, fraților, eu am fost Sherry, găsiți Academia de Vlogging pe Sherry.ro și ca întotdeauna, dar de ceea ce vlog este aproape fumat, v-aș gata, dați un mare pum butonul de like, să-i dați un share pe story pentru că mă ajută tare, tare mult, dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați. Eu m-am dus. Pa!